Haideți, bine ați venit! Este o zi tematică importantă, e ziua evreilor. Am venit aici români în toată țara. Am zis români! Dincolo de orice fel de idee, aici suntem români care o maghiere ziua evreilor. Fiți atenți aici la acestul meu. Aici vedeți pe ce cărcați voi sunt oasele celor care au luptat în noiembrie-decembrie 1916 pentru apărarea Bucureștiului. Marea Cătălie determinează și astăzi. Vă rog să respectați memoria acestor martiri. N-am luptat singur, am fost în alianță cu trupele ruse, au și ei morți aici și oase mortoare, dar important este că am ținut piept armatelor germane, bulgare, turcești, austro-ungare. Se vă dați seama ce s-au luptat ai noștri. Spre noi și voi, primeți, aici, în coatele lor și picioarele noastre, să respectați acest moment în care ne întoarcem la istoria. Când bărbați erau bărbați, atunci când au rezistat până la ultimul om în fața invaziei înainte. O asta eu vă urez bun venit și intrăm în program, să nu cumva să trecem dincolo de acest protocol militar. Vă urez încă o dată bun venit și pe parcurs o să mai stăm de voi. Bine ați venit românii de pretutindeni! Bine v-am găsit! Da, mă, mi-a murit de două ori. Nu cred că am salvat un aici, dar Sfânta slujbă de pomenire a eroilor oștirii române din toate timpurile și a piloților grupului nou pasaj din al doilea război mondial.